Suntem la Siva Uniforms, o firmă de haine care introduce și reintroduce pe piața muncii persoane cu dizabilități. Silvia Melcescu, fondatoarea firmei, a plecat din vânzări și a încercat să facă haine obișnuite inițial. Am început afacerea în urmă cu 12 ani, în apartamentul surorii mele, unde am angajat o croitoreasă și am început să facem... Facem haine. În primul an am făcut haine pe care urma să le vând în magazin. Mi-am dat seama că nu poți să faci față concurenței care există și în anul următor m-am hotărât să fac uniforme pentru angajații firmelor și să colaborez cu companii. Era ceea ce știam eu să fac, să vând către companii. Cererea de uniforme este în creștere, în opinia Silviei, în special în rândul afacerilor mici. Există cerere de uniforme, eu consider că este în creștere zona asta. Atât pentru firmele mici, am observat eu, care doresc din ce în ce mai mult să ofere angajaților uniforme, să aibă o imagine, să fie mai vizibil în piață, iar la firmele mari își doresc să ofere o calitate mai bună a produselor. În jur de 60 de angajați, dintre care persoane cu dizabilități și din străinătate, vin zilnic la fabrica din Berceni și fac în medie 1500 de haine pe zi. Mă numesc Puiu Cristian Ștefania. Lucrez de 7 ani aici. De mult curăț la tricouri, închid nasturii și femoarul și pregătesc produsele. Produsele de... Și de cât timp lucrezi la noi la firmă? Cam 4 ani. Deci de mult timp. Da. Și... îmi place ceea ce fac aici, curăț tricourile, le finisez, le verific dacă sunt ok, nasturii. Mecala a venit în România din Sri Lanka să lucreze aici pentru a-și ajuta soțul și cei 3 copii ai ei. Nu e singurul angajat din străinătate de la fabrică. How long do you work here? De aici pleacă pachete cu diferite articole vestimentare pentru firme din Horeca, medicină, comerț sau construcții, atât în România cât și în alte țări europene. Angajații lucrează într-un mediu inclusiv, formând o echipă egală conform spuselor Silviei. Noi lucrăm cu persoane cu dizabilități, avem angajați în Sri Lanka, deci personal străin. E o echipă mixtă în care toată lumea este egală. Avem angajați cu dizabilități aproape încă de la începutul afacerii. I-am tratat întotdeauna egal. Am căutat pentru fiecare să poată face o muncă pe măsura posibilităților lui. I-am integrat astfel încât să se simtă parte integrantă din echipa noastră și să se simtă util. La fel și cu persoanele venite acum din Sri Lanka, la fel, i-am integrat și pe ei. Suntem o echipă egală din toate punctele de vedere.